Doamne, ce bine a fost somnul ăsta, boys. Ah, wait, nu suntem pe Diamond Cup, suntem pe Hardcore Boys! Și bine ați venit la un nou episod din Minecraft Hardcore, episodul cu numărul 5. Revenim la această serie, boys, nu trebuie să o lăsăm să moare, pentru că avem un început și un start foarte bun. Acum, nu prea am controlat să văd ceea ce putem să facem în acest moment. Efectiv, doar am intrat, am stat 2 secunde să fac un chest să-mi... Da, am văzut că nu mai am locul și cam atâta. Văd că data trecută am fost după Netherite, boys. Deci, oh god, pichesul e dropat pe dus. Mai am un piches pe undeva? Boys, aparent de acum principala se cel mai probabil o să fie hardcore de acum. Și o să vedem ce o să iasă pe parcurs mai degrabă. Acum, ceea ce trebuie noi să facem pe hardcore, dacă stau bine să mă gândesc, pentru că n-am autogeam-ul pornit. Eu aveam foarte multe planuri pentru seara asta de hardcore, dar s-au amânat din cauza faptului că am vrut să mă focusez pe altă serie, pe seara din Diamondcraft. Dar acum, eu zic că putem ușor-ușor să revenim aici și să creștem cum trebuie pe această serie. Bun, deci data trecută am făcut azi de bucata aia de Netherite. Doar o bucată. Deci noi va trebui să ne focusăm foarte mult pe completarea setului de Netherite. Văd că nu avem cine știe ce enchant-uri. Și din ceea ce văd eu, pickaxe-ul nostru trebuie neapărat reparat. Am în vedere că dacă țin bine minte, mi-am amintesc că deja am reparat. Am luat-o și înseamnă ca... Că noi deja am luat-o tot ce înseamnă diamante descoperite de noi pe serie. De-aia ne-am și dus după Netherite ca să fim sigur că putem să facem rost. Haideți să mergem la că să fac eu câteva unelte care știu că nu sunt dezenchantate. Să văd cine poate pica. Noi trebuie să... avem un tunăcuc cu silta, ce uita, să chiar mă interesează. Mă uita, trebuie prima dată să fac și eu un boing la ăștia de aici. Well, boys, m-am hotărât ce să facem acest episod, deși până ajungem la chestia aia, din păcate, nu o să facem acest episod, deci vă dați seama că logica cuvintelor mele este aproape zero, dar avem altceva mai important de făcut în acest moment, aceea fiind ferma de fier. Dar, având în vedere că m-am gândit mai întâi să mai fac câteva iteme, că m-am obișnuit deja cu anumite chestii, iteme bune de pe Diamondcraft, o să avem puțin de muncă, deci va trebui să facem o fermă mai bună de XP. Asta o să și facem episodul următor, episodul acesta ne ocupăm de fier. Deci, m-am gândit prima dată să fac rapid câteva mici chestii, am enchantat câteva iteme, am reușit să fac de protection 4 pe niște papuci, așa că luăm acest protection 4, nu mai avem nivele de XP, dar o să urmeze să ne parăm pickaxe-ul cu fortune, într-un pickaxe cu fortune și am breaking tool asta. Pe lângă asta o să ne facem un name tag, pentru că o să avem nevoie de un name tag so far. Pe episodul următor o să încerc să fac rost de mai multe name tag-uri manual. Deci s-ar putea să dureze puțin mai mult până aplaudez mai multe episoade. Sau cine știe, poate mă duc pe Diamondcraft și fac ceva micuț acolo și aveți episoadele alea cum zilnice. Acum depinde de cum îmi menajez timpul. Deci, lăsați-mă câteva minute să îmi fac toate itemele necesare și să-mi fac și un name tag și revin imediat. Well, boys, am terminat cu enchanturile, am făcut și un name tag pentru ceea ce avem nevoie. Pentru ferma de fier, am făcut un chest cu relativ resursele care o să avem nevoie, având în vedere că nu o să facem ceva foarte complicat. Eu să mă duc după un bucket de lavă. Sper că o să supraviețuiesc. Dăm câteva blocuri. Ei bine. Așa, bun. Hai că am luat și asta. Hai să ne luăm niște... O să avem nevoie de sign-uri. Dăm lemn. Avem nevoie de 9 sign. Cred că mai e nevoie de astea. Bun. Acum am nevoie de fier și chest-uri. Fă un stack acolo. Cât vine? 8. Mai am nevoie. Mai fă câteva. Deci, o să avem nevoie de cel puțin 9 hopper. Acum dă să mai facem un hopper. For the moment. Bun. Avem și... Baghetul cu lavă. Avem și sign-urile. Mai avem nevoie de ceva? Dacă avem un crafting table random pe aici, că nu mai am chef să mă craftez azi în plus când am nevoie de ele. Da, o să am nevoie foarte multă de... Unde mi-e gold-ul? Aici. Am uitat că am 60 XP, da, asta e. Am cumva redstone, parcă n-am luat redstone, nu? Da, n-am luat redstone. Pică ideea. Oricum o să avem nevoie de lui
pe paiul cu is. Nu, de fapt lasă două. Oh, hai să fac ca să se uite. Bun, o să facem... Unde să facem femele? Cât că, uite, acolo ai fi o idee destul de bună. Având în vedere că este o zonă destul de distanțată de de village. Deci, haideți că îi vin imediat. Fapt, am ce fac, plec fără chest. Bun, eu zic că aici e făinut pe dealul acesta. Bun, haideți să ne apucăm. Deci, ceea ce o să vă să fac este... Deci, prima dată trebuie să mergem alea mai sus. Și o să avem nevoie de o zonă iluminată cu trei pat. Ceea ce paturile încă nu le-am. Lezul și pe alea mai. Ia să vedem acum cine mai fac village. Chiar sunt curios dacă s-au mai mulțit. Având în vedere că le-am dat și niște morcovi. Oh! Cât sunteți mă, sunteți mulți? Păi da, ala micu poate scape pe jos. Salut! Cred că ar fi o idee bună să le fac o altă metodă să intru la ei. Ok, intră. Apoi sunteți mai... Sunteți plini! Ai de capul meu, băi! No, mă duc să mă culc și revin imediat. Bun, hai zis că am mai venit aici. Ma... Vreau să fiu sigur că prind raid ăștia. Hai, care vrea să iasă? Bun, e timpul de chinuială! Hai, acum pe timpul să iese să te mișo cu ei. Hai, du-te, du-te. Nu, man, dar cetează. Nu te mai duce încolo. Noi am dat o viteză, doamne ferește. Duce racheta, man, dar nu! Trebuie să te blochezi, pac. Nu te mai lasă. Mai ajunge aici. Opa, mai avem o leacă să cad. Nu, 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 că dacă-l vând zombie în asol. Hai, du-te sus, mai e puțin. Hai! Așa, asta e o chestie care m-a mai interesat. Acum e cel mai probabil va trebui să ajung alea acasă ca să fiu sigur că îi fac zi, să termin ce mai am de făcut, să fac și o zonă pentru zombalău. Așa că, run! Așa, acum eu, dacă zic bine, în primul rând am uitat să-mi iau crafting table-ul, că să am nevoie de el. Păi de moment o să am nevoie să fac rapid platforma de sus, să... am nevoie de apă. Așa. Acum, ceea ce o să trebuiască să fac eu este să mențin asta 3x3 cu ziduri de 2. Acum, dacă zic eu bine, ai trebuit să mă duc cu 7, 3, 6, 7. Îl, în mare parte, da. O să-mi iau acum pe aici, dar nou. Și acum mergem cu un 8. Bun. Și aici pot să fac un drop până aici. Bun, care să fie până jos. Și păi spun că pot să o las direct slab-ul. Mă, dacă zic bine, chestia asta ar trebui să ducă direct până aici. Perfect. Acum, cum coboare? O să trebuiască să vin și la ei, dar acum, pentru moment, o să las toată asta trenată. Bun, haideți să ne apucăm de... Așa, un mic drop, numai ca să nu stăm noi de fiecare dată să urcăm până sus. A, stai așa, că vreau să fac totul să fie așa. După aia, așa. Așa, pe neva pe ce zic că aia ajunge pentru platformă, deci mai am de făcut două. Și la a doua o să vină o leacă mai groasă, pentru că este vorba de opă și tot așa. Și lavă, apă. De apă, de fapt nu am nevoie de apă. Am nevoie de aia bachetul de lavă. Și sunt aproape gata cu ferma asta de fier. A doua mai mult să sunt XP-ul. Cine știe ce proiect imens, dar hei, o să-și facă treaba la un moment dat. Așa, aici punem lava, ca să fim siguri că e așa. Acum, dacă eu zic bine, în moment dat îmi voie să mă urc o leacă. Așa, asta trebuie să fie gata. Acum mai trebuie să ne apucăm de a prinde zombiul și camera zombiului. Primul, haideți să... Ah, am uitat să le aduc pat. Bine, aici depinzând oricum. Aici o să, pe aici o să se... What? Bă. Uite înapoi. Bun, am nevoie de un zombalău. Unde găsești cel mai aproape zombalău? Oricum. Uite, stai așa că... Parcă văd că vine. Ah, nu vii bine, mă, stai acolo. Nu mă interesează atunci. Ca și de aici, pe această mică platformă, o să vină zombiul. Aud un zombi. Perfect, vine încoace. Ma, dar nu tu, mă... Dă-te jos tu, zombie. Aoleo, cât sunteți, uai! Oh, nu, am nevoie de un singur care să intre într-un minecart. Bun, tu, nu o să am nevoie de următoarele. A început să spawneze? N-a început să spawneze încă. Că n-au papii cel mai probabil. Ok, bun, haideți să... Bun. Hai, treci acolo, treci acolo, treci acolo. Așa, eu zic că stai. Așa, da, e intră în panică. Și numele zombiului o să fie... Omicron. De ce? Simplu. Pentru că lumea spune de COVID. Omicron, you know? You get it? El, Omicron, village, oameni. Da, nu mai fac glume de acum. Uite că o să mai trebuiască doar să... bine. Facem mâine chestia asta, voi stați așa. Revin imediat. Ok, am făcut zi. Hai să luăm niște lână. Asta este o chestie foarte importantă în acest moment, să iau niște lână.
A, dar cred că ajunge deja cât am luat. Hai, dar să facem cele 3-4 și mergem să terminăm acel spawner. Bun, zombie încă e acolo, ceea ce e bine. Hai să vă pun 4. Cum fac? Un pat, 2 paturi, 3 paturi. Deci, voi practic în acest moment nu vă, nu prea vedeți contact visual. Ok. Se rezolvă. Voi sunteți două blocuri înalți. Acum mai trebuie să funcționeze ferma. Ok, în acest moment sunt foarte confuz de ce nu merge. Că am muncit un pic la ea, totuși. Adică, stai așa, villagerii care fac contact vizual cu un zombalo cu name tag. Păi, din cauza că e în Minecraft? Nu, că am văzut la cineva cu Minecraft care funcționa. Hai să încercăm, îl scoatem din Minecraft, vedem dacă ea e problema. Bă, va trebui să-i pun mai aproape de ei? Wait a second. Cred că asta deja e way too close. Da, te pun aici. Oh my god! M-am căcat pe mine. Bă! De ce nu merge? Ok, pe lângă faptul că o scăpa de aici. Cum face? Dacă mă mai lovești, mult mă enervez. Nu spawnă jos! No! Pe asta să fie mai jos? Cred că l-am făcut pe aproape. Da, am înțeles că ai problema. O să fac, deci, cel mai probabil sunt foarte aproape de ce este pe jos. Deci, îi vin imediat. Ok, am reușit să fac tot ce e nevoie și acum pot spun că singura chestie este doar să... Ioink acesta e un golem de aici. Dar cum ar trebui să funcționeze? Sper. Bun, haideți să tragem rapid o fugă până acasă, facem zi și după aia revenim să vedem dacă funcționează. Boys, cred că funcționează. Dați aia în golemul. Haide! Hai să mai vedem dacă mai vedem încă unul, înseamnă că funcționează și terminăm! Este! Hai, mai spawnați încă unul sau cum facem? Voi acolo vă plimbați, fugiți nebun, ca nebunii, ok. Un golem n-ai trebuie să încap acolo că sunt și ei.
Sau să mă fac sigur că... Că chiar n-o să ajungă. Fac așa ceva ca să fiu sigur. De fapt, las doar pe mijloc. Bun. Oh! Încă unul. Boys, funcționează. Deci, cel mai probabil o să fac un mic test de o oră, să vedem cât fie facem. Hai totuși să-mi fac platforma, nu știu, alea că mai așa, ca să fiu sigur că nu le dau villagerilor loc să... să-și facă de cap. Da. Uite-l. Bun. Revin imediat, boys. Revin după o oră. Well, boys. Deci, o și crescut tot gresul pe aici. Am stat o oră AFK și... For some reason, nu sunt chiar cel mai... cel... mulțumit în legătură cu cât fier am adunat. Dar, hei, e fier gratis. Fierul ăsta o să mă poată ajuta foarte mult mai târziu. Deci, boys... știm că funcționează, nu la fel de bine, dar hei, funcționează, cel mai probabil n-a, trebuia să fac în așa fel încât să moară mai repede, dar, for some reason, vreau să stau așa, for the moment, deci, noi am și să facem asta, boys, cam atât a fost cu acest episod, vă mulțumesc foarte mult de vizionare, nu uitați de like, comentariu și subscribe dacă nu sunteți abonați deja. Eu am fost Geomicron și ne auzim data viitoare. See ya!